Primul lucru care aș vrea să spun este că ne aflăm într-un loc, el însuși istoric, legat de evenimentele respective, și anume la sediul Grupului pentru Dialog Social și al revistei 22, care este editat de GDS. Grupul pentru Dialog Social s-a înființat în decembrie 1989, fiind prima organizație civică care apoi a ajutat la formarea și dezvoltarea celorlalte ONG-uri și, în general, a societății civile. Spun că este un loc istoric pentru că, în bună măsură, de aici a fost coordonat fenomenul Piața Universității. Este o organizație formată din intelectuali cu atitudine civică, foști dizidenți în perioada comunistă, și nouă ni s-a părut că revoluția de 6 zile, așa zicând, din 15 decembrie până în 22 decembrie, este absolut insuficientă și se va termina doar cu execuția cuplului dictatorial și cu societatea rămânând așa cum era, eventual venirea unor domni și doamne din rândul 2 și 3 al nomenclaturii comuniste, în primul rând. Pe zidul universității se află o placă interesantă. În general, locurile de memorie ale Revoluției, ale Pieții Universității, ale Mineriadei, sunt destul de slab, modest reprezentate. M-am ocupat de problema memorie și istorie în ceea ce privește Holocaustul, în ceea ce privește Gulagul, în ceea ce privește Revoluția. Și pot spune că românii nu au cultura memoriei. Cel mai reprezentativ și cel mai urât monument este țeapa făcută de Iliescu și ministrul culturii de atunci, Răzvan Teodorescu, din piața Palatului, pe care nu știm cum să o dărâmăm, pentru că e rușinoasă. Nu ne simțim reprezentați, nici revoluționari, nici victimele Mineriadei, nimeni. Există câteva plăci comemorative, unele cu clișee cunoscute, de tip aici au murit eroi adevărați, lacrimi și suferință pe mormintele lor, etc. Un discurs așa de secol XIX, dar sunt două plăci comemorative care reușesc să mă emoționeze. Una pe clădirea Universității de Arhitectură, Institutului de Arhitectură, pe care scrie simplu: aici s-a murit pentru libertate. Fără ohtături, este atât de puternică, atât de puternic discursul acesta din câteva cuvinte, încât nu mai are nevoie de nimic. Pe zidul universității este unul care ne poate da câteva idei interesante și spune așa: aici studenți și profesori au luptat pentru libertate și drepturi civice decembrie 89, iunie 90. Sunt aici două acolade interesante.
unele o acoladă socială și o acoladă temporară. Acolada socială pune împreună pentru o dată pe profesori și pe studenți, care în mod tradițional sunt pe baricade diferite și extrem de rar luptă pentru aceleași valori și pentru aceleași principii. Faptul că în acele momente, în acea epocă, ei s-au găsit de aceeași parte a baricadei, spune ceva despre excepționalitatea momentului. În ceea ce privește acolada de timp, acolada de timp face legătura între Revoluția propriu-zisă din decembrie și 13-15 iunie, incluzând înăuntru proclamația de la Timișoara, evenimentele de la Târgu Mureș, mineriadele, căci au fost mai multe în februarie, în ianuarie, în iunie, piața universității și, în final, manifestările, evenimentele din 13-15 iunie. Ceea ce lungește această perioadă la 6 luni și face mult mai mult sens decât câteva zile în care, în afară de un entuziasm formidabil și în afară de 1100 de morți și decapitarea sistemului, nu s-a produs. Practic, proclamația de la Timișoara, am celebrat în această sală împreună cu Societatea Timișoara, care a primit premiul CDS, am comemorat, deci, 20 de ani de la apariția acestui text programatic, care a dat substanță și consistență mișcării și societății civile. Asta este un fapt extrem de important, pentru că, spre deosebire de Cehia, Polonia, Ungaria, Bulgaria chiar, țările baltice, RDG, societatea românească a intrat în, sau a ieșit din epoca comunistă, fără nici măcar rudimente de societate civilă. Au fost un număr de dizidenți, dar nu au fost organizații, oricât de mici, sindicale, politice, mișcări de stânga în interiorul Partidului Comunist, care să se opună mainstream-ului național-comunist al lui Ceaușescu. Era toată lumea aplauda, dădea din burtă și din gușă și răcneau diverse sloganuri penibile. Nu exista, în afară de scrisoarea celor șase, care a venit în noiembrie 89, deci au fost elemente extrem de firave, niște firișoare de iarbă și societatea civilă și mentalitatea civică trebuia nu reconstruită, ci construită. Și trebuia construită pe deșert. Și din acest punct de vedere, atât Grupul pentru Dialog Social și Revista 22, Societatea Timișoara, Proclamația de la Timișoara și Piața Universității au creat acest background care este valabil ca mentalitate până în ziua de astăzi. Mai e important locul în care ne aflăm, pentru că, evident, pe 13-15 iunie a fost unul din locurile atacate de mineri, conduși de polițiști și securiști mascați în mineri. Aici este un obiect fetiș pe care l-au lăsat în urma lor, l-au abandonat, iar noi îl păstrăm ca un trofeu, tropeum în romană, se numeau Armele inamicilor,
care erau confiscate și păstrate ca un semn al victoriei. În fine, al treilea element important în ceea ce privește sediul GDS-ului este faptul că a fost singura organizație independentă care imediat după evenimente a pus totul la un loc. Câțiva dintre membrii GDS, mai ales Victor Bârsan, și-au creat raportul evenimentelor 13-15 iunie cu toți factorii sociali și politici implicați. El este atât de bun, atât de obiectiv, încât a fost practic singura sursă valabilă pentru media occidentală, pentru cancelariile occidentale, care, după cum știți, au avut o poziție foarte drastică împotriva noului guvern neocomunist sau criptocomunist, cum mi s-a spus, care s-a instaurat la București după 20 mai 1990. Acest raport va fi acum, cu ocazia împlinirea 20 de ani de la evenimente, reeditat de către Institutul pentru Memoria Comunismului, pentru memoria perioadei comuniste, cel care este condus de politologul Vladimir Tismăneanu și de Ioan Stanomir, pentru că ei au convenit să extindă perioada de cercetare, să nu oprească la 22 decembrie, ci să meargă, să includă și proclamația de la Timișoara, piața Universității Mineriade. Lucru important și care spune multe despre faptul că, iată, politologii consideră că această perioadă neocomunistă face parte cel puțin cu un picior din perioada comunistă. Era un trecut de care România nu era în stare să se lepede prin autorități și prin marea majoritate a populației, care a votat pe 20 mai așa cum a votat. O perioadă în care mentalitățile trecute păreau că mor și nu mai își aveau efectul, iar mentalitățile democratice încă nu se născuse. Era un vid de mentalitate în care mentalitatea trecută era predominantă. Ceea ce a fost important pentru piața universității este că a dat o alternativă discursului oficial. Cum ar fi arătat societatea românească fără piața universității? S-au creat niște lămuriri de principii și de valori și de pături sociale care au trecut de o parte și de alta, au tăiat apele. A fost hârtia de turnesol care a arătat ce și cum și a permis fiecărui cetățean să aleagă. N-am să spun că în cunoștință de cauză, pentru că chiar și bucureștenii, cu atât mai puțin oamenii din România, aveau ca singură informare despre ce se întâmplă în piața universității, televiziunea română, așa zis, liberă, care a manipulat masiv și grosier
lucrurile, prezentând aberații de neimaginat, că proclamația de la Timișoara încearcă să producă o secesiune a Banatului față de România, că PNC-ul plătește dolari celor unor reprezentanți ai Pegrei bucureștene și diverselor minorități să întrețină acolo o hazna de gunoi și să nu permită oamenilor civilizați să circule prin centrul Bucureștiului și așa mai departe, omițând masiva participare a bucureștenilor, discursurile care se țineau de la balconul universității și toate celelalte principii și valori pe care le promova. Mai vreau să spun ceva în această privință. Piața universității a atras atenția lumii occidentale instantaneu. Era un fenomen completamente nou. Revoluția română fusese un fenomen completamente nou. Revoluția anticomunistă în general a luat Occidentul prin surprindere. Dar Revoluția română a fost o revoluție adevărată, cu vărsare de sânge, cu lupte de stradă, cu 1100 de morți, cu 3000 de răniți. Se împlineau 200 de ani de la Revoluția 1789 franceză și Franța și toate celelalte țări din vest au primit ca pe un miracol această eliberare cu arma în mână și cu steagul tricolor înfășurat în jurul corpului. Dar piața universității a fost iarăși un fenomen fără precedent în epocă, fie și în pentru Estul Europei. Și au trimis, evident, ca și la Revoluție, și aici, foarte mulți jurnaliști. Întâmplarea face că am primit pe unii dintre ei și am încercat să le traduc, să le explic și lingvistic, dar și politic ceea ce se întâmpla aici. Eram prieten cu ambasadorul Olandei la București, Koen Stork, care a fost un mare sprijinitor al dizidenței, fiind un om de stânga, a fost un mare sprijinitor al dizidenței anticomuniste în perioada 88-89. Prin el plecau texte anticeaușiste spre Europa Liberă, Vocea Americii, Liberation și alte unități, entități media, occidentale. Și deci am primit un grup de olandezi, prieteni, ziariști, oameni, comentatori politici, care erau foarte interesați de ce se întâmplă aici. Priveau însă cu suspiciune un grup de oameni care strigă jos comunismul în Olanda sunt de regulă de extrema dreaptă. Și aveau o reținere. Eu am încercat să le explic în toate felurile că fie că sunt, fie chiar și faptul că suntem, am putea fi o opoziție de stânga față de o stângă liberală, față de o continuare a unui comunism rezidual. Stângă liberală care s-a unit cu dreapta liberală. Asta a fost
consistența pieții universității. Le-am, știți că Iliescu i-a numit Golani, noi am transformat porecla în renume, toată manifestarea s-a numit Golaniada, toți și-au pus în piept Golan bătrân, Golan intelectual, Golan pesimist și așa mai departe, și-a găsit fiecare o formulă. Lor le-am pus Golan din Golanda. În olandeză G se citește H. Deci era Golan din Holanda, lor le-a plăcut foarte mult și au venit să vadă ce se întâmplă. Eu le traduceam ceea ce se spune de pe balconul universității. Toată piața, care era arhiplină, răspundea și era o atmosferă plăcută, frumoasă, de primăvară. Oamenii erau cu copii pe gât, cu câinii. Toți râdeau sau zornăiau din chei. Era un dialog plin de umor și de bună dispoziție între oamenii de pe balcon, care erau Nae Caranfil, Florin Iaru, Ana Blandiana, Stelian Tănase, unu și unu oameni, și ei au zis, ne-am liniștit. Extrema dreaptă, oamenii de extrema dreaptă n-au umor. Dacă fac manifestări, sunt sumbre, sunt cu făclii, sunt noaptea, sunt rași în cap, arată cu totul altfel, se manifestă cu totul altfel. Ne-am dat seama că este o chestie liberală, care luptă împotriva unei dictaturi și nu dimpotrivă încearcă să instaureze o dictatură. Cum probabil știți, piața universității a avut de-a face cu proclamația de la Timișoara, s-a declanșat cândva în aprilie, 20 ceva aprilie, 24 aprilie, în urma unei, nu mai țin minte care a fost pretextul, dar nu asta contează. Poliția s-a... A fost niște cioclite între poliție și unii manifestanți. Așa, a fost o altercație între manifestanți și poliție. Asociația 21 decembrie a decis să închidă circulația pe Magheru, dar nimeni nu și-a imaginat ce va urma. S-au adunat lume, Emil Constantinescu, trebuie să-i recunoaștem acest merit, a hotărât, deci iată, el era atunci, nu știu dacă era deja rector, nu era rector, era profesor la geologie și și mineralogie și balconul aparținea acestei facultăți. Și el a decis să deschidă balconul pentru a lăsa Liga Studenților să administreze, gestioneze situația din piață. Iată, deci, o primă solidarizare între profesori și studenți, după solidarizarea, din, evident, din decembrie 89. Proclamația de la Timișoara ne-a ajutat pentru că a creat un text constituțional, așa zicând, și am putut să ne limpezim mintea ce vrem. Cum suna cântecul? Ne întrebați ce vrem aici, dar știe toată țara, noi susținem punctul 8 de la Timișoara. Punctul 8 era un punct care este astăzi foarte actual, a redevenit foarte actual, din păcate, după 20 de ani.
și anume o lege a lustrației, așa cum în Germania s-a făcut o denazificare, aici ar fi fost vorba de o decomunizare, și anume o lege care să nu permită unul sau două mandate de 4 sau de 8, deci 4 sau 8 ani foștilor activiști sau securiști să participe, să intre în funcții publice. Și anume cei care au fost plătiți pentru asta, nu membrii de partid, evident, nu alții care au avut funcții, fie și de secretar, dar ei își continuau munca de partid, dar ei își continuau munca ca ingineri sau ca profesori, ci activiști de partid care erau plătiți pentru activitatea lor, pentru ca să nu se extindă această interdicție, care, din punct de vedere democratic, nu e ok. Chiar și astăzi, când se spune că a trecut legea lustrației de Senat și trebuie rediscutată în Parlament, se spune că ea va fi imediat atacată constituțional sau la CEDO, la Tribunalul pentru Drepturile Omului, pentru că se interzice pe motive politice participarea la o activitate politică, ceea ce este interzis în principiu de o Constituție democratică. Unde este permis acest lucru? Sau când este permis? În situații de excepție, la ruperi de sistem, când țesătura sociopolitică se rupe și țesi altă țesătură, creezi o altă urzeală și îți trebuie să o faci cu oameni noi. Deci ea atunci ar fi trebuit să fie pusă în operă. Acum mi-e teamă că e târziu. Nu sunt un mare adept al ei acum, dar ipocrizia face ca oamenii care s-au opus să se facă 90-91 această lege, acum țipă, da, e bună, dar e prea târziu. Atunci trebuia făcută, 90-91, când ei s-au opus, fie prin măsuri parlamentare, fie prin televiziune, prin media și așa mai departe. Fenomenul s-a dezvoltat intelectual, dar și muzical, după cum știți, a devenit o manifestare atipică și care nu are un precedent, nu are un corespondent, nu ai cu ce să o compari. Mai ales că a durat 45 de zile sau 50 de zile sau ceva de genul ăsta. Această manifestare s-a desfășurat, s-a suprapus perioadei electorale. S-a convenit ca alegerile să fie pe 20 mai, întâmplarea era să fie Duminica Orbului și lucrul ăsta a rămas în folclorul anecdotic al manifestării, la fel cum pe ziduri sloganul FSN-ului era trandafirii înfloresc în mai. Pentru că simbolul lor erau trandafirii, în mai erau alegerile și pe toate zidurile erau asta și golanii, noi, puneam trei puncte și era scris trandafirii înfloresc în MAI. Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce era de tot hazul și în bună măsură adevărat. Situația este că 20 mai
a creat o ruptură pe care ONG-urile organizatoare nu au știut prea bine să o gestioneze. Între timp se creaseră o comunitate de corturi și de cortari care făceau greva foamei, care cereau televiziune liberă sau televiziune alternativă la cea neliberă, pentru că și-au dat seama că mesajul nostru rămâne închis în ghetou. Și nu, că ne domină. Și nu numai că nu ajunge mesajul, dar mesajul este distorsionat, manipulat și ajunge opusul mesajului nostru. Și ne-am dat seama că nu dreptatea noastră e importantă, nu cât de mulți suntem, ci faptul că suntem izolați mediatic de restul orașului și de restul țării. Ideea de televiziune liberă a fost foarte puternică atunci și, într-un fel, primele forme de televiziune liberă, SOTI, Societatea de Televiziune, Societatea de Televiziune Independentă sau ceva de genul ăsta, a fost un produs al pieții universității. În formele ei de pionierat și în formele ei cu naivitățile ei și toate celelalte. Dar ea a creat ceea ce se cheamă televiziune liberă în România. Explozia de televiziune liberă. Deci erau, de asemenea, au fost iarăși ideea lustrației și a punctului 8 era un alt element pe care îl ceream. Pentru asta, unul din elementele esențiale a fost dialogul sau lipsa de dialog între... Hai să așteptăm să treacă. Important în această privință a fost lipsa de dialog sau dialogul atâta cât a fost între reprezentanții pieții universității și autorități. Când spun autorități, mă refer mai ales la Ion Iliescu. Omul de legătură între piața universității și Ion Iliescu a fost mai cu seamă Ion Caramitu. Din mai multe motive. În primul rând, pentru că el cu sufletul se simțea alături de piața universității, dar cu funcția era un fel de vicepreședinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale. Deci un fel de numărul 2 în stat în acel moment. El cu Andrei Pleșu, cu Dan Hăulică, cu alți câțiva intelectuali din prima manifestare politică a FSN-ului, au încercat să-l convingă pe Ion Iliescu să se întâlnească cu reprezentanții pieții universității, să discute, să vadă care sunt cererile și să negocieze un protocol. Să mai lase și unii și alții. Acest lucru a fost, după părerea mea, un element de bază. Sau un element esențial pe care, de regulă, lumea îl uită. Faptul că nu s-a produs această întâlnire este un fapt important. Este, cum să spun eu, distanța de la Ion Iliescu la Václav Havel. Václav Havel n-ar fi stat o jumătate de oră pe gânduri.
și ar fi venit să vorbească cu eventualii reprezentanți a unei eventuale manifestări de acest tip. Nu a venit. Trebuie să ne gândim de ce. Nu a venit pentru că el, în primul rând, pentru că oamenii din jurul lui nu l-au lăsat. Și pentru că el însuși nu a vrut, pentru că a considerat că e o capcană din care nu va putea ieși. Însuși faptul, cererea de lustrație îl viza în mod nemijlocit. Acceptarea unui dialog cu noi l-ar fi pus în postura să răspundă în mod clar da sau nu, sunt sau nu sunt de acord. Un eventual sunt de acord ar fi aruncat în aer sutele și miile de oameni din spatele lui și care așteptau să repună mâna, fie și în alte forme, economic, politic, pe societate. Doar nu o să o lase golanilor. Și el, Iliescu, și-a dat seama de acest lucru și a refuzat, consultându-se și cu ceilalți aparatici din jurul lui, cu toate insistențele intelectualilor, și anume și mai ales a lui Ion Caramitru. Până la urmă, Caramitru, cu insistențele lui și de o parte și de alta, a reușit să fixeze un loc, o zi și o oră de întâlnire. Părea că Iliescu nu are încotro și se va întâlni cu reprezentanții pieței universității. Și atunci a intrat securitatea pe fir și i-a spus următorul lucru. Vor veni unii să filmeze, pentru că trebuia filmat și arătat lumii ce s-a discutat acolo, nu? Nu trebuia să fie o întâlnire ocultă. Iar aparatul de filmat conține un pistol care vă va împușca. Și ăsta a fost motivul absolutamente aberant și ridicol pentru care în ultimul moment Ion Iliescu a refuzat să și a aruncat în aer dialog. Bineînțeles, s-a făcut un film, se filma în continuu, colegul nostru din GDS, Sorin Ileșiu, care are în acest sediu studioul, a făcut împreună cu alți regizori un film. Și la 20 mai, organizațiile civice sau bună parte din organizațiile civice au rămas în offside cumva. Pentru că au zis, noi luptăm pentru democrație, s-au produs niște alegeri democratice, ar trebui să le respectăm. Dacă noi le negăm și nu le respectăm, suntem neconsecvenți cu noi înșine. Și dăm un exemplu de nedemocrație. Și ca atare trebuie să ne retragem din piața universității și să recunoaștem voința populară.
așa 88% cât era, asta este. Vom continua să luptăm, dar în forme democratice. Alte ONG-uri și mai ales greviștii foamei au refuzat să plece. După 20 mai, după 22 mai când s-a, când rezultatele alegerilor au fost publicate și evidente. Astfel încât câteva organizații civice și greviștii foamei și un rest al manifestanților la piața universității au rămas pe poziții și acest lucru a durat încă 2 săptămâni până la 13 iunie, când poliția a hotărât să intre în forță și să lichideze piața universității. Această intrare a fost într-adevăr în forță. Ea a produs o reacție de asemenea violentă și de aici a început un fenomen care practic scapă de sub controlul oamenilor de bună credință. Pentru că au apărut stenogramele discuțiilor între șeful poliției în care spune dați foc la autobuze așa cum am convenit cu domnul președinte și toate celelalte elemente, incendierile făcute de niște tip suspecți care veneau cu rănci și spărgeau geamurile, nu erau tipul de manifestanți pe care prietenii mei olandezi îi văzuseră și îi îmbrățișaseră pentru modul lor, cum să spun eu, hipiot de manifestare. Erau departe, erau niște tip lombrozieni bine pregătiți, profesioniști care spărgeau geamuri, incendiau, dădeau ordine și așa mai departe. Un foarte bun pretext pentru ca să fie chemați minerii să facă ordine. Televiziunea și-a făcut și ea treaba filmând numai colțurile care trebuiau, geamurile incendiate și sparte și așa. Alarmare, meci de fotbal, întrerupere emisiunii, deci un tacâm din ăsta, o rețetă cunoscută de provocare a terorii și a unei tensiuni psihice formidabile în toată țara și trenurile care pornesc aproape spontan pline cu muncitori care vin să salveze revoluția de către contrarevoluționari. Asta a fost ideea inoculată. Că, de fapt, golanii sunt instauratorii unui regim dictatorial, anarhic, antidemocratic. Când, de fapt, era exact invers. Făcutul alb din alb-negru este o tehnică cunoscută și învățată. Și cu toate picanteriile cunoscute. Mineri care devastează sediile Partidului Național Liberal și Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, găsind acolo mașini de copiat bani la PNC-ul, droguri, siringi, dolari și toate aceste elemente care în iunie 90 sunau încă
ca forme de corupție supremă. E important faptul, modul în care minerii identificau adversarul. Cum? Nu prea aveai timp. Nu purtam o stea galbenă pe piept pentru a fi ușor identificați. Și atunci existau elemente de identificare printr-un soi de portret robot al intelectualului rebel. Barbă, ochelari, jeans și o anumită atitudine de om liber. Ne scuze pentru această reacție. În timp ce povestesc un moment tragic al istoriei României, dar care a avut, cum spuneam, și elementele de ridicol. Evident că sediile, ei n-aveau de unde să știe unde sunt sediile diverselor ziare, partide, ONG-uri și așa mai departe, erau conduși de domni care știau foarte bine unde se află. Un prieten al meu, Andrei Cornea, profesor la universitate și editorialist la revista 22, a făcut a scris un editorial foarte interesant, făcând comparație între modul în care au funcționat pe vremuri pogromurile anti-evreiești și acest pogrom, pentru că a fost un pogrom, anti-intelectual. Și a găsit elemente de comparație, schimbând ceea ce e de schimbat din cele două fenomene, elemente care într-adevăr arată că structural și mental se produc cam aceleași fenomene. După părerea mea, fenomenul piața universității, incluzând și mineriada din 13-15 iunie, 14-15 iunie, practic, mineri care au fost primiți în ovații de cealaltă parte a Bucureștiului, a creat, cum spuneam la început, un teren care a rămas în mentalul colectiv în forme politice și sociale foarte importante. Faptul că până în ziua de astăzi Bucureștiul nu votează cu formele succesive ale FSN-ului și că este un fief anti-FSN, anti-PDSR, anti-PSD, spune multe despre acest lucru. La fel, dacă vedeți cum votează Ardealul, Banatul, față de Moldova și de Muntenia, veți vedea că sunt locurile unde au fost mișcări de revoluționare în 16-21 decembrie, au fost micropiețe ale universității, s-au creat la Cluj, la Sibiu, la Timișoara. Deci, modul în care a reacționat Bucureștiul și Ardealul în decembrie și în mai iunie, în decembrie 89 și în mai iunie 90 a rămas ca un ca elemente și coordonate politice până în ziua de astăzi. Deci este un fenomen
important care își arată apele freatice până în ziua de astăzi. Cam atât. Mai vreau să vă întreb ceva legat de, că tot vorbeam de pogrom, de faptul că atunci în 90 au fost și peste 600 de romi arestați ilegal, bătuți și așa mai departe, și că s-a intervenit în cartier Rahova și Ferentari. Dar ce știți despre povestea asta? Nu știu prea multe, dar ei intră în această ecuație. Ei au fost foarte mediatizați, romii, pentru că s-a încercat, cum am spus, să se să se transforme piața universității într-un soi de pegră, un fel de manifestare a romilor, bazându-se pe preconcepții anti-Roma în mentalul colectiv românesc, anume colțurile cu romi erau filmate. Romi care au venit și ei din curiozitate, din interes, unii din pasiune civică, alții mai vindeau semințe sau floricele sau mai știu eu ce, găsiseră un mic business în zonă. Și erau anume aceștia filmați și imaginea în țară era una, chiar și în cartierele mărginașe ale Bucureștiului, sau nu mărginașe, în cartierele mari din excentrice, era aceasta. Și atunci când minerii au venit, au zis: romi, unde sunt romi? Era un alt portret robot al golanului, între ghilimele, intelectualul și romul. Deci două, iarăși, faptul, pogromul are o țintă etnică sau de o identificare, o decelare etnică sau profesională, socioprofesională. Exact așa a avut și acum. Intelectualul și țiganul au luat locul evreului din ghetoul tradițional. Într-adevăr, au fost arestați, bătuți, nu am date mai multe în această privință. Și mai încă o întrebare. Credeți că exista totuși vreun suport pentru insistența cu care s-a vorbit despre manifestări legionare? Asta e o întrebare foarte bună și foarte complicată. Ioni, în general, era o marotă a securității încă din anii comunismului. Deci vorbesc de toată perioada comunismului, 48-89, că atunci când un element nu convenea sau nu scăpa, ieșea din rând, din rândul aplaudacilor comuniști și n-avea cum să-l gestioneze securitatea, era aruncată oprobiul legionaroidismului. E legionar sau e o manifestare legionară și cu asta rezolvau tot. Era o explicație bună la toate. A fost folosită și după decembrie 89 și anume în piața universității. Ion Iliescu a și spus: e o mișcare legionară, au fost văzute flamuri verzi. Steagul verde al legionarilor. Legionarii n-au avut niciodată steaguri verzi. Au avut cămăși verzi. N-au avut niciodată steag verde, dar, mă rog, cauza o cerea, asta era. Steagurile verzi ale legionarilor, nu știu unde le-a văzut, au fost și glume atunci, steaguri verzi sunt astea islamice. Nu-mi dau seama. S-au făcut niște comentarii pe vremea aceea.
E adevărat, probabil că Ion Iliescu avea date de securitate, de fișe de securitate, că Marian Munteanu și unii colegi ai lui din Liga Studenților aveau relații cu unii foști legionari, cu Petre Țuțea, de exemplu. Marian Munteanu l-a ajutat pe Petre Țuțea în anii 80, sfârșitul anilor 80, Țuțea era în vârstă, bolnav, și el l-a îngrijit și a avut o relație de acest tip. Acest lucru era evident scanat și monitorizat de către securitatea comunistă. Și în aprilie, mai 90, cineva a scos dosarul lui Marian Munteanu și a văzut aceste lucruri și au lansat pe piață. Ce pot să spun este că nu aș fi fost primul care să miros, pentru că sunt un cercetător al mișcării legionare, al mișcărilor antisemite, al mișcărilor fascistoide în Europa și în România, aș fi fost primul care să miros aceste astfel de manifestări. Nu au fost de regulă. Și din acest punct de vedere, modul în care a evoluat ulterior Marian Munteanu a fost pentru mine o surpriză. Dar domnul Ion Iliescu spune, vedeți, v-am spus eu. Sigur, el avea acces la dosare, eu nu aveam acces. Eu aveam acces numai la ceea ce se vedea și din punctul de vedere al ceea ce se vedea, nu se vedea asta. Asta este singurul răspuns care pot să. Dar credeți că securitatea a fost implicată în piața? Era, o scuză, erau câteva elemente mici, hai să le numesc, de fundamentalism creștin, de tipul haideți să îngenunchiem, și toată piața îngenunchia. Dar era o atmosferă atât de puternic emoțională. Motivele erau hai să îngenunchiem pentru morții Revoluției, era foarte aproape. Și nu părea nimic strident. Nu eram de acord cu aceste lucruri, dar nici nu puteam să lupt pe față împotriva lor. Erau în limitele neplăcutului, dar acceptabil. Deci erau câteva elemente de acest tip de hai să le numesc, porniri fundamentalist creștine, ortodox creștine, care ar fi putut cumva duce tangent la o mișcare de acest tip. Dar toate discursurile erau toleranță, libertate, democrație, drepturi civice, pluripartidism, deci discursurile unei societăți libere și deschise. Așa. Asta mai cred că e ultima întrebare. Dacă, care crezi a fost și implicarea securității în piață între liderii pieții? Că a existat așa ceva sau nu? În primul rând, evident, piața universității a fost împănată, asta este cuvântul, cu securiști mascați în ginși, nerași și cu o șancă mai așa, mai oață.
am întâlnit întâmplător și un coleg de liceu care știam că lucrează la securitate și care mi-a spus, stătea pe fântâna de la arhitectură și și înjura șeful că l-a trimis să monitorizeze ce se întâmplă în piață. Și pe el doare burta sau rinichii sau nu știu ce. Deci avea cu totul alte probleme. În ceea ce privește vorbitorii de la, din piață, asta nu pot să-mi dau seama acum. Dar cu siguranță piața a fost înțesată și împănată cu astfel de oameni care transmiteau starea de spirit, ce se vorbea, câți sunt, ce fel de oameni sunt, ce personalități participă, etc., etc. Nu știu mai mult. Am și eu întrebare. Mă întrebam ce s-a întâmplat atunci când greviștii foamei au rămas în piață. Adică s-a fost o discuție când o parte din piață a plecat, studenții și, mă rog, intelectualii. Da. Și greviștii foamei au rămas. S-a discutat subiectul atunci, la momentul ăla? S-a discutat subiectul, mai ales că GDS-ul a ajutat cu bani și a cumpărat acele corturi. Pentru că după ce că erau greviști ai foamei, stăteau și în aer liber noaptea, ziua, în ploaie și în frig. Și ne-am ocupat de acest lucru. Retragerea GDS-ului ar fi creat probleme și pentru faptul că abandonam pe oamenii pe care i-am sprijinit. Și de aceea GDS-ul a rămas într-o poziție ambiguă în acea perioadă. Greviștii foamei însă s-au ținut, majoritatea s-au ținut, s-a făcut acolo și un cort medical care le lua analize și vedeau dacă nu se ajunge în situații critice. Toți aceștia au rămas în principiu și s-au retras atunci când a venit poliția la 3 dimineața sau nu știu când, tipică oră de atac. Nu este nici la începutul nopții, nici la sfârșitul nopții, ci este ora 3 este potrivită pentru așa ceva. S-au retras în intercontinental. De fapt, poziția noastră era privilegiată. Să nu uităm, 21 decembrie a început în piața universității. De fapt, a început în piața Palatului, dar imediat s-a dus în piața universității și am fost unul dintre oamenii din 21 decembrie în piața universității. De ce în piața universității? În primul rând e un loc simbolic. Cum la Roma există o piață simbolică a mișcărilor pentru drepturi civice, este piața Giordano Bruno, Campo di Fiori, piața de flori, unde este statuia lui Giordano Bruno, care a fost omorât de inchiziție. Un loc mai bun pentru luptă pentru drepturile omului și împotriva dictaturilor de orice fel, nu există. În Paris există Place de la Grève, celebru în timpul Revoluției, acolo erau rebelii, erau ghilotinați, acolo se... Însuși cuvântul grevă vine de acolo. Piața Universității este un astfel de loc simbolic pentru București. Întotdeauna când e o problemă, lumea se adună în Piața Universității. A mai fost un motiv pe care îl știu cu siguranță, pentru că am vorbit cu ceilalți despre asta. Haide să stăm aici, pentru că aici sunt străinii și ziariștii străini în intercontinental.
ziceam, noi nu ne pot împușca aici, sub privirile camerelor și a ziariștilor. Am greșit. Am evaluat greșit cinismul securității și a miliției române. S-a tras acolo, au așteptat noaptea, au tras heblu și lumina ca să nu se poată filma, să nu se vadă, și au tras în seara și noaptea de 21 spre 22 decembrie. Dar în orice caz, dacă eram în altă parte, probabil că măcelul ar fi fost mai mare. Deci, nu întâmplător locul ales a fost Piața Universității. Și pentru că era loc simbolic, intercontinentalul, în care imediat au început să sosească care de reportaj, presă și așa mai departe, dar și evident și pentru rezervorul de studenți al universității, al Institutului de Arhitectură și așa mai departe. În orice caz, a fost o solidarizare a și a liceenilor și a studențimii total. Voi aveți 9-10 ani, eu cu fiica mea de 9 ani, colega Cintiei, mergeam aproape zilnic la Piața Universității. Era un loc în care cuvântul solidaritate era la el acasă. Acum, recent, Ana Blandiana a spus cuvântul împreună ar trebui șters din dicționarele românești, limbii române. Pentru că nu știm să fim împreună. Sunt momente, e drept, la limită, în care românii știu să fie împreună. E drept că intervine așa numitul sindrom al cetății asediate. Când cetatea este asediată de inamici, nu mai ne certăm între noi pentru că nu avem timp și pentru că solidaritatea noastră e mai necesară pentru a lupta cu un dușman mai puternic care e în afara cetății. Uh-huh. Și atunci se produce o solidarizare. Din păcate, se produce numai în cazul de excepție și numai în cazul în care ne simțim atacați, asediați din afară de un dușman puternic, masiv. În clipa când amenințarea din afară dispare, încep certurile și râcile dintre noi și cuvântul împreună e șters din dicționar. Dar vă amintiți, i-ați cunoscut pe greviștii foamei? Nu. Am intrat de câteva ori în vorbă cu ei, i-am vizitat în cort, dar nu i-am cunoscut propriu-zis. N-am rămas în legătură cu ei. Cred că ar trebui să vorbiți cu Doru Mărieș. Ați văzut, dacă n-ați făcut-o până acum. Ne-am întâlnit cu el, dar n-am făcut încă interviu, că era greva foamei. Și... Da, apropo de greva foamei. Da. A ieșit acum câteva zile. Atunci... Culmea, primind asigurări că până pe 20 mai Parlamentul va vota legea lustrației. 20 mai, un moment simbolic, vor ca chiar de 20 mai să fie Parlamentul în plen să voteze această lege la 20 de ani. 20 de ani după.